Simțăminte. Am o mare bucurie în Domnul că în sfârșit ați putut să vă înnoiți iarăși simțămintele voastre față de mine. Filipeni 4:10. Apostolul este înviorat sufletește la gândul că frații din Filipii și-au împrospătat bucuria și iubirea frățească prin evocarea amintirilor comune. Primii creștini de pe continentul european își aduceau aminte cu drag de începuturile credinței lor, la care Pavel și echipa sa au avut o contribuție esențială. Episodul încarcerării și eliberării providențiale, consacrarea temnicerului și a familiei sale, primele adunări din casele celor binevoitori și în mod deosebit din casa Lidiei, toate aceste amintiri comune stârneau o avalanșă de simțăminte pozitive puternice, cu efect atât de binefăcător asupra ambelor părți. Simțămintele, spre o deosebire de senzații despre care am vorbit cu câteva zile în urmă, sunt trăiri sufletești mai profunde, care depășesc nivelul percepției imediate și directe, atingând zonele adânci ale conștiinței. Senzațiile sunt impresii de moment pe care ni le facem prin intermediul celor 5 simțuri. Simțămintele sunt trăiri profunde și mult mai stabile decât senzațiile. Emoțiile pot fi considerate fazele intermediare dintre percepție și sentimente. Ființa umană este definită în cea mai mare măsură de capacitatea de a proiecta în conștiință realitatea înconjurătoare, asimilată prin percepții și prelucrată cu ajutorul emoțiilor și simțămintelor. Cele mai multe decizii pe care le luăm sunt influențate de propriile noastre sentimente. De aceea este foarte important să acordăm atenție deosebită inteligenței noastre emoționale. Care sunt sentimentele de care aș vrea să mă eliberez și ce simțăminte aș dori să dezvolt pentru mai mult confort și eficiență la școală, serviciu și acasă?